Din nou la clinica AltMed, situată de multe ori am și spus și dumneavoastră știți deja, la intersecția străzii cu Zavodă, cu fundătura Crizantemelor. În fața noastră, în fața dumneavoastră, se află două doamne, medicul coordonator al clinicii AltMed, doamna dr. Pălânceanu Cătălina, sau Cătălina Pălânceanu, cum este creștinește, și alături de domnia sa, mai află o doamnă al cărei specific de activitate îl puteți dumneavoastră vedea pentru că am prins un cadru mai mare. Sunt niște jucării, le zic eu în ghilimele. Doamna o să ne explice despre ce e vorba, dar după ce se prezintă, nu fac eu că s-ar putea să mă încurc și cel mai bine știe numele dumneei și funcția de aici de la clinica AltMed. Bună ziua! Numele meu este Tudor Daniela Letiția. Și aceste minunate jucării, cum a specificat, da, unde ne aflăm? La clinică, da, dar în ce cabinet? La clinica AltMed, în cabinetul de masaj, reflexoterapie, un cabinet... Haideți să fac eu o mică introducere. Bună ziua și mulțumesc frumos că iarăși ne-ați vizitat. Astăzi aș vrea să discutăm despre relaxare, nu despre partea medicală și a serviciilor medicale, așa cum sunteți dumneavoastră obișnuiți. Și pentru că trăim în vremuri foarte, zic eu, stresante, obositoare, câteodată chiar mai mult decât putem crede că există, mi-am dorit să avem și o parte de relaxare. Și am cunoscut o doamnă care m-a impresionat prin faptul că a crezut și crede în niște lucruri în care cred și eu. Și discutând cu dânsa, având câteva discuții înainte de a începe o colaborare, am văzut că îi plac uleiurile esențiale, am văzut că îi place partea complementară a medicinii și atunci ne-am propus să facem ceva foarte frumos și pentru pacienții noștri și nu numai pentru pacienții noștri, și pentru persoanele absolut sănătoase care doresc să-și întrețină starea de sănătate. Și de aici am să o las un pic pe Daniela să ne explice ce beneficii aduce oricărei persoane, zic eu, pentru că aceste metode nu au contraindicații din ce știu eu, da? Și nu trebuie investigații și consultații în prealabil, da? Deci care sunt avantajele, cine ar putea să facă și de ce s-a îndrăgostit în tinerețe de acest foarte frumos capitol și de aceste lucruri extraordinare care vin din altă zona lumii, într-adevăr, dar se potrivește, zic eu, oricărei persoane. Și pentru că suntem obosiți, pentru că suntem câteodată stresați, cred eu că este bine și clinica noastră să îmbine partea medicală, strict medicală, adică a serviciilor medicale, cu ceea ce înseamnă medicină complementară, relaxare, împrospătare. Vă rog. Se aplică, pot să fac o glumă, se da. Aplică și la candidații din campania electorală, probabil au nevoie de relaxare. Da. 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 Asta a fost o glumă. Da. Vă rugăm să ne vorbiți despre specificul muncii dumneavoastră. Văd acolo și cei care ne urmăresc observă, scrie pietre vulcanice încălzite. Ventuze. Și sunt ventuze, alea sunt ventuze. Da, explicați-ne că am zis că jucării. Deci, las colega să vă explice. Da, eu am venit în legătură cu masajul, exact într-o perioadă, cum spunea și doamna doctor, de stres, nu? De oboseală, de dorința de a mai lua o pauză. Așa am intrat în legătură prima dată, deci cu masajul manual. Clasic, să-i spunem. Da, clasic. Aparatele cu care eu lucrez în special sunt mâinile mele. Astea eu spun că văd și simt cel mai bine. Ventuzele, rocile vulcanice, împreună cu masajul care îl fac eu manual, vine la pachet cu acea relaxare, acea stare de bine, nu numai a corpului fizic, că avem impresia că dacă ne-am așezat în pat și stăm o oră întinși sau așa am rezolvat problemele. Nu le-am rezolvat. De ce? Pentru că este necesar să ne relaxăm și la nivel mental, emoțional, pentru că toate acestea la pachet ne sunt solicitate în timpul unei zile. Și beneficiile sunt mult mai profunde decât s-ar crede. Pe lângă mușchii care relaxăm,
cu contribuția clientului, dacă reușim și mental și emoțional, punem în mișcare foarte mult în corpul fizic, de la organe, toate sistemele noastre importante, pentru că ele de fapt ce fac atunci? Primesc mesajul că omul a luat o pauză și ele au timp să se recupereze. Ele trăiesc o bucurie magică atunci. Dar pentru asta trebuie ca omul să-și găsească timp pentru asta. Cât durează o bucurie magică? O bucurie durează o oră sau o oră jumătate, depinde. Am omul cât e distrus. Ar trebui mai mult să ne bucurăm toată ziua, dar nu se poate. Da. Ce să zic, încercăm aici să creăm un mediu plăcut cu muzică, cu aromaterapie și cu totuși liniște, adică să luăm o pauză de la a vorbi, de la a asculta neapărat voci și a ne relaxa. Eu sper și cred, după cât cunosc eu și cât am exersat, într-o oră totuși se reușește să ajungă la o stare de relaxare. De când practicați? Aproape 8 ani. Aveți suficientă experiență și mai e loc. Puteți spune că ajutați și medicina cu aceste metode, pentru că se combină pe lângă tratamentul pe care doamna doctor îl prescrie, vin oamenii la dumneavoastră probabil și spun tot felul de cuvinte frumoase să-i relaxați, se combină cele două tratamente. Aici aș vrea să intervin eu, apropo și de specialitatea mea, cred că am mai discutat lucrurile acestea, sunt extraordinar de multe situații în prezent a unor patologii organice sau funcționale legate de stres, de oboseală, de burnout, și cred că aici este locul masajului, a reflexoterapiei, a rocilor vulcanice. Interniștii se ocupă cu acest lucru, psihologii se ocupă cu acest lucru, dacă lucrurile sunt mai profunde, cardiologii, psihiatrii, și cumva ne ajută. Problema este de colaborare și de a face echipă spre binele celorlalți, și să știți că la asemenea metode apelează din ce în ce mai mult oamenii, pentru că simt nevoia unei odihne, unei tăceri, unei pauze. Și cred că este bine, cum spunea și colega, să tăcem. Să tăcem. Aducem. Ce plajă de vârstă au clienții dumneavoastră sau la ce vârstă se aplică acest tratament? Eu am făcut la copii de 10 ani, chiar copii de 10 ani. De la 10 ani în sus se pot... Și mai vârste și mai mici, pentru că pentru ei este o joacă. Este o joacă care îi relaxează totuși, ei sunt fascinați de muzică, de miros, de ce moale e, ce cald e. Da. Până la... Ce în vârstă? Ce în vârstă, eu spun că e nelimitat, depinde persoana cât este de deschisă spre astea. Și aici avem un pic de lucru cu aspectele astea. Deschidem puțin așa. Cine dorește o ușă, o rezervare la dumneavoastră, tot la numărul de telefon al clinicii. Da. Unde doamna asistentă de acolo. Da, colegile știu, exact. Și programul doamnei este foarte... Ca să precizați pentru cei care vor vrea flexibil să facă rezervări, lucrați mai mult dimineața sau după amiază sau vă adaptați după ce solicită. Eu acum mi-am dedicat timpul doar pentru asta. Deci sunt disponibilă conform programului clinic. Cum aveți? De la 8 până la 5, eventual ultima programare, să ne cadrăm până la ora 6 când... Da, și mai vreau eu să spun ceva. Deci pentru niște efecte mai deosebite concrete. Și exact, cred că putem toți să înțelegem că nu este suficientă o ședință de masaj, o ședință. Și deci ar fi nevoie să... Aici las colega, că ea știe mai bine. Noi am făcut împreună și un pachet de servicii cu niște reduceri și cu niște servicii care sunt gratuite, dacă se fac mai multe, în ce idee?
Știți, lucrurile nu se văd din primul moment. Noi știm lucrurile acestea, dar trebuie să le simtă și cei care vor intra în acest cabinet și care vor beneficia de masaj, de reflexo, de masajul cu roci cu pietre vulcanice, și atunci măcar un 5 ședințe, cred eu, undeva 5-10, depinde cât își permite fiecare, ce timp și de ce să nu zicem și de suma de bani pe care consideră fiecare că poate pune deoparte pentru a se răsfăța. Dar să știți că nu este doar un răsfăț, aș zice eu, pentru că beneficiile sunt, așa cum spunea și Letiția, cu mult mai profunde. O mulțime de patologie și o mulțime de simptome merg mai bine și oamenii se simt mai bine dacă împletim procedurile. Ați vorbit de ședințe și probabil cine privește materialul nostru filmat se va întreba cât costă o ședință ca să-și facă o situație financiară a buzunarului. Exact. Și haide. Permit să mă duc să mă bucur o oră, da, ori cinci de aceste ședințe. O ședință de masaj, de întreținere și relaxare, da, este complet cu toate procedurile. 80 de lei, este 80 de lei, dar la 5 ședințe se face o reducere de un masaj, la 10, 2 ședințe, deci cu cât sunt mai multe ședințe se fac și durează în jur de 40 de minute. Da, așa. 40 de minute. Da. Muncă completă, da? Așa. Da, e foarte bine că ați precizat, pentru că oamenii se uită la exact. Ce zice, ia să văd cam cât îmi ia. Asta este prețul la masajul manual, da? Cu mâinile. Cel cu rocile vulcanice și cu ventuzele este 100 de lei masajul, dar la fel și acelea nu este suficient o singură ședință, da? Tot mergem la fel. 5 ședințe, avem una gratis, 10, avem 2 gratis, așa. Mai avem și reflexoterapia. Iarăși, reflexoterapia, acolo reflexo chiar nu se face doar o singură ședință, e mult, mult prea puțin și atunci se merge deja de la 10 ședințe în sus. Acolo este 100 de lei ședința, dar tot așa la 10 ședințe avem 2 gratis. Deci, cu cât? Da, acordați un discount în funcție da, de... Da, da. Mai vreau să precizez dumneavoastră că e foarte important. Oamenii vin aici, probabil se dezbracă, stau relaxați. E nevoie pe urmă de condiții speciale de deplasare sau asta fiind frig afară sau să există o protecție pentru să mă înfofolesc, cum se spune la noi da, în Moldova. Da. Mai ales cel cu roci vulcanice și cu ventuze, da, lucrând, ele lucrează mai ales ventuzele în profunzime și atunci este un pic nevoie să ne îmbrăcăm mai bine, să avem puțin grijă, ne hidrată. Sau să vină cineva cu mașina da, exact, să ia da, de preferat la orice tip de masaj, este bine să vină totuși cu cineva sau să găsească o metodă să ajungă ca să se mai repede acasă, da, ca să stea în mediul liniștit, întins, să continue acea relaxare. Efectul post. Da, da. Ședință. Foarte frumos. Da. Punctați un pic că cu ce diferă acest tratament de relaxare față de masajul clasic? Pentru că multă lume este obișnuită și spune, da, mă duc că masează mușchi cu ulei, probabil, e o chestie. Dar ce face în plus de cel clasic acest atât, tratament? Deci, atât la masajul cu roci, cât și cu ventuze, se începe și se termină cu masaj clasic. Pentru că nu putem să punem acestea pe mușchii care nu sunt încălziți. Clar. Exact. Întâi mergem un pic, introducem clientul, da, un pic în relaxare, după care rocile vulcanice, căldura care o emană, automat produce o relaxare mult mai profundă, mult mai profundă. Masajul cu roci, la fel, dă o senzație extraordinară. Mulți clienți, să știți că dorm pe masă. Dorm, adorm, pur și simplu adorm. Se termină tratamentul, da. Treziți și spune, sau da. Dacă nu aveți pacienți, zice, am adormit. Ăsta e un semn minunat că te-ai relaxat complet. Cred că și doamna doctor Pălăgean... Am pățit și eu, să știți. Da. Numai că mai am program până de seară. Așa. La ventuze, ventuzele lucrează mult mai în profunzime. Deci cele care au diametru mai mărișor ajung chiar până la 8-10 cm în profunzime. Deci trece chiar și dincolo de mușchi. Ajunge să lucreze chiar și pe organe.
Ce fac ele de fapt? Ați văzut că după ventuze ne rămân niște semne, da? De la un vișiniu închis până la un roz ai fericire. Asta înseamnă un indiciu. Da, exact. Deci cu cât ele sunt mai închise, ne arată că la nivelul mușchilor este acolo un blocaj. Ori limfa s-a blocat, ori sânge. Și ventuza absoarbe spre suprafața pielii aceste blocaje, lăsând probabil și totul să se... sau, să zic așa, cuvântul ăsta nu e profesionist. Are o pompă simplă. În centri energetici, probabil, nu? Și acolo, în general... pe unde doare pe om, să spun, da? Dar acum, dacă ați spus de centri energetici, am spus să nu vin eu așa, cu, să deschid subiectul ăsta. Da, deci se ține cont de acești centri energetici, de fluxul energiei, da? Cum merg aceste fluxuri, cum merg prin corp, și eu țin cont de ele. Țin cont de ele și cam acolo lucrez. Eu cred că e obligatoriu în practica dumneavoastră să combinați și problemele astea, pentru că efectul va fi maxim. Da, bine, dar nu pot să spui la toată lumea, doar cine a auzit termenii. Eu în timp ce fac masaj, de fapt fac și o terapie energetică. Deci lucrăm mult mai în profunzime, mult mai în profunzime decât... ca tratamentul să fie complet. Exact. Am înțeles. Vă mulțumim că ne-ați explicat toate acestea. Dumneavoastră practicați la Clinica Altmed, pentru că dacă cine ne privește, o privește prima dată pe doamna dr. Părânceanu, zice clar de acum, doamna coordonator, doamna doctor coordonator la Clinica Altmed, din nou o vedem pe doamna doctor, Părânceanu ne prezintă ceva nou de la clinica domniei sale și ne invită să îi călcăm pragul. Am stat de vorbă, doamna Părânceanu a prezentat-o, știe privitorul despre cine e vorba, doamna Tudor Daniela Letiția. Mulțumim că ne-ați fost alături și dumneavoastră. Mulțumim și noi. Prezentați. Știu că termenii sunt mult mai profunzi și dumneavoastră ați abordat așa numai o scurtă introducere de suprafață, pentru că, așa cum ați zis, să stârnim curiozitatea. Am intrat în acest specific de energie și de centri energetici și de tot ce mișcă corpul ăsta ca și universul, ar fi o discuție foarte lungă și frumoasă în același să timp. Să lăsăm pe cei care ne-au privit să fie curioși și să vină să se bucure, așa cum ați spus dumneavoastră, o oră de relaxare și de pace. Sănătate. Mulțumim și frumos. Vă așteptăm aici pe masa pe care o vedeți dumneavoastră cu aceste dotări și asiatice și locale și clasice. Și clasice. Am înțeles. Mulțumim frumos și multă sănătate tuturor.